Pentru țara asta de tămâie și cer, ce-aș putea, Doamne, să mai cer? Versuri de o emoționantă simplitate care refac legătura dintre locul numit țară și Dumnezeu. Versurile lui Vasile Copilu Chiatră. Țara de tămâie și cer este locul unde noi visăm românește și unde Domnul ne-a îngăduit să vorbim românește. Ne propunem să vorbim și noi astăzi despre țară și sinonimele ei. Una dintre direcțiile în care se îndreaptă sensibilitatea noastră este țara. Sinonimele pentru această noțiune vorbesc de la sine despre faptul că, în ciuda aparențelor din ultima vreme, românii și-au iubit pământul natal. Primul dintre sinonime ar fi tocmai cuvântul pământ, asociat adesea cu adjectivul strămoșesc. Românescul pământ provine din latinescul pavimentum, care însemna inițial pământ bătătorit. La rândul lui, pavimentum era o formă a verbului pavio, pavire, ce însemna a nivela, a bătători. Rădăcina pav se recunoaște în neologismele a pava și pavaj. Sensul de netezire, nivelare, este precumpănitor în substantivul pavimentum. Pământul românesc desemna așadar la început o întindere netedă, bătătorită. Astăzi, ideea de nivelare a dispărut din înțelesul cuvântului românesc, dar se păstrează în alte limbi romanice. Spaniolii spun, de exemplu, pavimento la dușul mea. Un alt sinonim al cuvântului țară este patrie. Substantiv neologic, patrie este preluat din francezul patrie, însă l-au avut și strămoșii latini, patria. Prin patrie înțelegem, ca și prin țară, un teritoriu locuit de un popor, regiunea în care s-a născut cineva. Fiindcă a pătruns mai de curând în limba noastră, patrie nu a suferit transformări fonetice, așa cum s-a întâmplat în cazul sinonimului țară. Cuvântul acesta provine din latinescul terra, un termen literar care însemna pământ. Dacă ne gândim că numele științific al planetei noastre este Terra, înțelegem poate mai bine de ce românii se simt ca în țara lor, oriunde pe Terra. Transformată în țară, Terra n-a mai însemnat pur și simplu pământ, ci legătura de suflet dintre noi și locul unde ne-am născut. Și pentru că scriitorii exprimă cel mai bine trăirile noastre, apelăm în încheiere la preotul scriitor Virgil Gheorghiu. Sub condeiul părintelui Gheorghiu, cuvintele țară, pământ și patrie capătă rezonanțe deosebite. În pământul acestei țări se află rădăcinile mele, împlântate adânc și amestecate cu semintele tuturor strămoșilor. Știu, adevărata patrie a omului este în cer, iar aici, pe pământ, trăim doar provizoriu. Cu toate acestea, n-aș schimba România nici pentru pământul făgăduinței. N-ar fi rău ca toți românii să gândească așa. Încheiem aici rubrica de astăzi, sunt Eugenia Drișcu, vă doresc mai bine!